Ia stată că știi. Foarte încet, încet. Așa, ei. Așa, încet, nu trebuie să mergi cu ea repede. Ia și rășul. Că tu i-a pus pe toți așa, treci mai aici. Da. Ia mă, dar... Hai, vine-mi cu apate aici. Mama! Uite, uite! Ei nu știe să filmează asta. Hai, pupă, bă, Cristi, hai să te pune mâna acolo, vezi. Nu pune acolo, că te conectează. Nu mai peretele, mă, ce fără. Mă, lasă-mă, tatu. Hai, hai, ei, pe cameră. Păi tot așa. Păi, dar păi, eu nu ți aici, le iau cu tipul pe Ionuț. Nu, poate, dă-te în depărtare. Dă-te mai la depărtare, încet. Atât, să poți să le apuci pe toți. Dar e de capul jos, mă. Așa, uite așa. Ia, ia uite, ce frumos e. Vezi? Gata. Pune capul jos. Așa, întoarce-te încet. Lăsă toate căști. Foarte încet, încet. Așa, ei. Așa, încet, nu trebuie să mergi cu ea repede. Ia și rășul. Gata! Gata! Stați acolo jos. Așa. At night, the whole family is outside. Natalia knows that her mother works as a prostitute, while her father buys the drugs. Mama e seara la cizit. Pania? M-aș duce, m-aș îmbrăca, m-aș îngrăsa și îi aș lua pe împrăjurii cu frații mei și la și mâncare. Și aș lua banii lui mama. Pe mama nu-i de începută, da. Tonight, Natalia is staying in the ruined building. She gives the camera to the older children, including Aline and Mustafa. Nu, nu se poate. 50.000. Ce faceți cu mine acolo? Îmi vedeți cum îmi așa, încet, Alin! Ușor, ușor, Alin, ușor! Încet o bandana! Mai încet, mai încet, că sculăm vecinii ăia! Alina! The homeless children are often forced to leave the city center at night, but they know places where they can sleep all over Bucharest. Să pun la moră pentru
Coming to this place at night brings back old fears for Aline. Situația care îi face. A plecat, mă, alea, mă, că se vedea dacă... Acolo, prostituată, așa făcea. Nu i-a prins, mă. Hei! Hei! Și nu era pliat așa cu dungă? Aici. Bandana. Oricum, omul vrea, mă caut. Mă uite, dar n-are cum să te mai dea de tine. Păi mi-e frică. A fost blață cu aiește de la unii. Și prima dată, a doua zi, nu mi-a. A treia zi mi-a părut. Crezut că am transpirat, știi? A curs sânge și acum, la ora actuală, îmi fac de boile, nu simt. Cu parat, eram. Trebuia anul ăsta să fac analizele. Eu am HIV. Și mi-a zis alit sifilis. Te zic eu lumea, ce se vă frate la paratul ăsta să așa? Nu, nu dă voie lady asta. Centru de noapte. Că nu este bani, nu este condiții pentru să faci atenție. Dar abia sunt condiții pentru să-i întâlnezi. Și asta e. Haide, mă! When the children feel tense, the only thing that helps is talking to Michaela. Când eu, da, când plâng, eu îmi bate inima. Da? Înseamnă că te înfuri rău. Da. Dar de ce? Nu știu. Din senin? Te enervează anumiți oameni, te înfurie? Ce oameni? Care-i cunosc. Numai oamenii care-i cunoști? Da. Dar dacă te înjură un necunoscut pe stradă, nu te înfurie? Ia piatră și tonca. Aoleu. Sunt nebun. Ai făcut așa ceva? Da. Eu sunt nebun. Dar te înfurie? Îmi furi rău, îmi vine și eu să spăr geamuri. Ești violent. Dar asta ce repede sau ține? Ce repede la capul. Că și fug și părul mă încep să râd. După ce strece râzi? Și pun mâna pe fund la fete. Serios? Da. Dar asta nu când te înfuri, nu? Nu. Dar să le înfuri pe el. Când sunt bucuros. Pe mâna, pe sâni. Dar ce curios ești. Păpuți. Dar de ce? Că îmi place de ele. Femei sau fete? Fete.
domnișoare frumoase. Nu mai frumoase. Și dacă aș uita pe o femeie că fumează, mă enervează. Ai filmat o femeie care fumează? Dacă nu îmi dă-i furi țigările, sunt nebună. Îți place să furi? Da. De ce? Dacă n-am țigări, eu fur. De unde furi? Pe stradă. Ce-ai filmat cu camera? O camera? Aș filma o tristețe, o iaure. Cum? Iaure. Ce-i asta iaure? Aiure. O tristețe aiure. Și mă distrează. Eu aș merge în cer și l-aș filma pe Dumnezeu. Dacă sunt Iisus, eu-L văd. Sunt un copil. The circus offers more than just acrobatics. There's also school. 5 times a week for 2 hours a day. For everyone. Dacă suntem români, în ce țară trăim noi? Cum credeți că se cheamă țara noastră? România. România. Țara noastră se cheamă România. Când arătăm o țară la hartă, trebuie să arătăm pe linia asta, pe graniță. Aici avem câmpie. Unde mai avem câmpie? Aici. Aici. Și unde mai sunt câmpii? Aici. Și aici, un pic cu verde, da? Bun. Trebuie să arăt. Cum se cheamă continentul unde se află țara noastră? America. Nu. Cum se numește continentul? Europa. Aici este... Știți cum se cheamă aici? Continentul ăsta? România. Nu, se cheamă Africa. Dar nu mai băga băia. Ori te duci acolo, ori ieși. Te rog frumos, dă-o încoace. Dă-o încoace! Deci cum se numește țara noastră, Alexandru? Țara noastră. România. Țara noastră. România. Este România și ea este situată în continentul Europa. Europa, nu în America, nu în Africa, nu în Asia. Alin, ce mamă? Ori faci lecții, ori cânti. Dar sunt lucruri importante. Noi suntem în Europa, suntem europeni. Le subliniem că astea trebuie să ne rămână în cap pentru toată viața. Alexandru, hai să rețineți liber deocamdată pasta. Sunteți liberi, mergeți în pauză. Iar în pauză. Ce speri tu? Ce speri tu? Ce spăl? Speri. Ce speranțe ai? Era să am să stau între familie, să stau într-un centru de copii. Păi ori familie, ori centru de copii. Am două. Depinde și de familie, dacă vrea să mă ia sau la mână. Oricum, dacă nu mai am văzut. Ți-ar place să stai cu familia ta? Da. De tot? Dacă te-ar primi, rămâne cu ei? Tu zici aici că speri să fii cu minte, să asculti muzică, să fii disc jockey, să am casetofonul, să ai casetofonul tău și să merg cu Mihai la restaurant. Adică cu mine. La ce restaurant ți-ar place să mergem? La Sheriff. Acolo îți place ție? Place pizza. Pizza? A, și tu să faci cinste, nu? Nu, tu. A, eu? Pe dacă o să fii un disc jockey cunoscut... Păi da, dar trebuie să-mi iei tu, că eu n-am bani de pizza. Păi n-auzi că dacă o să fii un disc jockey foarte bun?
Să câștigi. Un paros de bani și da. Ce pita îți place ție?